După aproape o săptămână de la scandal, polițiștii au mai făcut două rețineri. Este vorba despre doi tineri care au sărit în ajutorul persoanei atacate de cei patru indivizi arestați în acest dosar. Scandalul s-a petrecut vineri în comuna dâmbovițeană Nucet. Un șofer de 52 de ani a dat cu mașina peste berile unor indivizi care beau și petreceau pe partea carosabilă. În acel moment, unul dintre cei care consumă alcool a început să-l înjure și a aruncat cu o sticlă în mașină. Marea greșeală a șoferului a fost să oprească și să le ceară socoteală celor care ocupau șoseaua. Bărbatul din Nucet, snopit în bătaie de câțiva indivizi, la începutul weekendului trecut, a apucat să filmeze momentele de până în agresiune. Imediat petrecăreții au devenit agresivi și l-au luat la bătaie pe bărbatul care filma. A urmat o ploaie de lovituri, l-au bătut atât de tare încât bărbatul a fost dus direct la un spital din București. Era lume multă strânsă. Mi-am văzut de drum că cineva a zis ce ori mai fi făcut țiganii ăștia de s-au strâns, dar cineva am auzit când a zis s-ar putea să fie bărbatul tău. Am rămas un pic pe loc, m-am întors, n-aveam ochelarii, n-am văzut și zic totuși parcă e mașină gri, m-au fi florit. M-am dus. Cum era, doamna? Un pic mai aproape, reușise să-l salveze un vecin care a fost mai curajos și mi-l ridica de jos. Cum arăta? Cum era să-ți cunosc? Era plin de sânge, nici nu l-am cunoscut decât ce-l cunoști, că îl știi că e al tău, dar la față era fai de el să-l... Mai era conștient? Să știți că eu credeam că e conștient, dar el nu spunea decât am apucat să-i filmez. Că el, am înțeles de la el că intenția asta lui a fost să vadă ce se întâmplă pe pandemia asta în colțul ăla de sat acolo. Că e de la Mator, nu pot să vă spun ceva concret, ei toată ziua au șicana mașinii în trafic. În ajutorul bărbatului agresat au sărit alți tineri. Aceștia sunt acuzați că au venit și ei înarmați cu o bară de fier și cu o crosă și au lovit cu ele pe cei patru indivizi care i-au bătut amicul. Unul dintre tineri a fost tăiat cu sabia la mână, însă nu a avut nevoie de mai multe zile de spitalizare. Practic aici a repornit scandalul monstru. Încăierarea a fost oprită de mascați cu focuri de armă. Patru indivizi care l-au agresat pe bărbatul de 52 de ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Ce s-a întâmplat? De ce v-au reținut polițiștii? L-ați lovit pe șofer? Pe șofer? Nu. Erați la bere acolo? Hai. Din ce cauză s-a ajuns la scandal? L-ați lovit pe șofer? Nu, nu am dat. Dar cine a dat? Eu sunt protocol. L-ați lovit cu sabia? Nu. Ce s-a întâmplat? De ce v-au reținut polițiștii? Sunteți vinovați? Pentru nimic. Ați dat cu sabia? Miercuri, polițiștii s-au întors din nou la Nucet și au săltat pe tinerii care au venit și au sărit în ajutorul bărbatului bătut. După ore de audieri, polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore pentru cei doi tineri. Uranga. Cei doi clienți pe care i-a zis la acest moment au calitatea de suspecți pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau de violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice infracțiuni săvârșite în concurs. Ce spun? Sunt vinovat? Se fac vinovat? La acest moment procesual nu au recunoscut săvârșirea. Astăzi aceștia vor fi duși în fața magistraților pentru luarea măsurilor legale.